La Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc în această dimineață o întâlnire la care au participat membrii ai Prefecturii Județului, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum și ai Centrului Medico-Social din Târgu Lăpuș și ai Primăriei Târgu Lăpuș. Reuniunea s-a desfășurat la solicitarea conducerii cartel Alfa Maramureș, iar în discuție au fost angajații Centrului Medico-Social din Târgu Lăpuș, care nu prime salarii majorate începând cu 1 martie, așa cum se întâmplă în cazul altor salariați din sistemul de sănătate. Discutăm de aceste standarde de cost care nu sunt corelate cu legea 153. În acest sens am atras atenția și premierului și doamnei ministru al sănătății să vedem și Ministerul Finanțelor trebuie să dea ok de modificarea standardelor de cost. Și aceste standarde de cost au efect nu numai în acest centru medico-social, putem discuta și despre standardele de cost care sunt mici și nu sunt corelate cu noua lege a salarizării unitare pe direcția copilului. Florin Hosu a afirmat că a primit sprijinul autorităților județene pentru cauza celor de la Centrul Medico-Social Târgu Lăpuș. Vom dori să depunem un memoriu la guvernul Dăncilă și să ia măsurile necesare. Ar trebui luat o decizie la nivel de ministere de creștere a standardelor de cost. Aceste lucruri duc să nu se poată aplica legea 153. Florin Hosu a mai spus că speră să nu se ajungă la instanță pentru rezolvarea doleanțelor salariaților de la Centrul Medico-Social Târgu Lăpuș.